Până în anul trecut, până când a existat o decizie revocabilă a Cursului Supreme de Justiție, activitatea de licențiere și autorizare se făcea de organul executiv din Găgăuzia, de direcția licențiere și autorizare de acolo. Și practic activitatea celor instituții nu era reglementată de Consiliul Audiovizualului. Iată, începând din toamna anului trecut, de când există o decizie revocabilă a Curții Supreme de Justiție, activitatea de întreprinzător și de licențiere nu mai poate fi făcută, adică este practic anulat acest drept și abia din acest moment, să spun așa, aceste posturi care au licență, care au autorizare, urmează să intre în câmpul, urmau să intre în câmpul de reglementare al Consiliului Audiovizualului. Și în acest sens am transmis, cred că am avut un schimb de vreo 4-5 scrisori, am transmis scrisori la direcția licențiere din regiunea Găgăuza, în care i-am informat în primul rând despre decizia CSJ. I-am rugat să ne prezinte toată informația, tot registrul, detalii, cine sunt firmele care au licență, cine sunt firmele care au autorizare. Am primit doar o listă cu niște denumiri de companii, nimic altceva, nici măcar nu ne-au spus în dreptul căruia cine este autorizat, cine are licență. După care au refuzat să ne mai dea date, invocând dreptul sau datele cu caracter personal. Am explicat că acest lucru nu poate fi invocat. Din nou am solicitat, avem în continuare, după care dânșii au refuzat să ne prezinte informații, pretextând că deja au atacat acea decizie revocabilă pentru că nu au fost pe chestii de procedură, că nu au fost atrași ca terți în prima dată. Deci, pe de o parte avem un ping-pong cu autoritățile unității teritoriale ca să încercăm să aducem în câmpul legal companiile care sunt acolo.